Aerul curat, așa după cum știm, este esențial pentru sănătatea noastră și a viețuitoarelor de pe pământ. Studiile de specialitate arată clar că poluarea aerului are un impact semnificativ asupra sănătății populației, mai ales pentru persoanele care locuiesc în zonele urbane sau metropolitane, adică pentru circa 80% dintre europeni. Anual, în Europa, gradul de poluare a aerului contribuie la decesul prematur a aproximativ 422.000 de persoane și reduce în medie cu 8 luni speranța de viață. În cazul locuitorilor zonelor geografice grav afectate de poluare, speranța de viață se poate reduce cu până la 2 ani. Poluarea aerului este cauzată de industrie, de transport, de sistemele energetice, de agricultură, dar și de fiecare individ în parte. În general, s-au făcut eforturi pentru a diminua poluarea aerului. De exemplu, mașinile emit cu 90% mai puține gaze poluante decât cu 20 de ani în urmă. Printre cei mai periculoși poluanți se numără gazele nocive și aerosolii, particule de praf sau funingine emise de mașinile cu motoare diesel, de uleiurile arse sau de solvenții folosiți la vopsele. Toate acestea afectează plămânii omului. Un adult normal respiră peste 15 metri cubi de aer în fiecare zi. Deși poluanții din aer sunt adesea invizibili, ei pot avea efecte grave asupra sănătății noastre, inclusiv asupra plămânilor, inimii sau altor organe și asupra dezvoltării fătului. Care ar fi efectele poluării aerului? Sănătate precară, de la bronșită la astm și chiar la moarte prematură. Expunerea la poluanții aerieni pentru o perioadă lungă de timp s-a dovedit a crește riscul bolilor pulmonare, inclusiv a cancerului și a deceselor prin boli respiratorii. Ar mai fi acidizarea, creșterea pH-ului solului care afectează pădurile, râurile, lacurile și clădirile istorice. În 2012 au murit aproximativ 7 milioane de oameni din cauza poluării aerului. România nu stă nici ea bine la capitolul acesta. Estimările specialiștilor arată că peste 23.000 de oameni mor prematur, anual, din cauza poluării aerului. Poluarea aerului este o problemă foarte gravă, iar eu și cu tine putem ajuta la soluționarea acesteia dacă luăm anumite măsuri cu impact pozitiv. Trebuie să știm că, în mare parte, energia electrică și celelalte forme de energie provin de la combustibili fosili care, prin ardere, emană gaze poluante ce produc efectul de seră. Așa că nu irosi energia. Nu lăsa să se facă exagerat de cald în casă. Închide luminile, televizorul, computerul și alte aparate electronice atunci când nu le folosești. Încearcă să folosești alternative la mașină, oricât de des poți. Bicicleta sau mersul pe jos reduc, pe de o parte, poluarea și efectul de seră, iar pe de altă parte reprezintă un exercițiu fizic foarte sănătos. Nu da foc gunoaielor în curte, oricum în multe locuri este ilegal, și aprinde artificii cât mai rar posibil. Fumul de foc în mediu deschis poluează aerul și conține substanțe foarte toxice și nocive. Iarna, evitați să mergeți pe străzile aglomerate cu mult fum emanat din trafic. Vara, nivelurile de poluare sunt în general mai ridicate în zilele călduroase și însorite, deci încercați să evitați activitățile fizice intense în aer liber sau să le faceți dimineața, când nivelurile de poluare sunt de obicei mai scăzute. Nu știm cum va fi în viitor, însă avem nevoie să fim responsabili în ceea ce privește protejarea acestui important element pentru viața noastră, și anume aerul.